aflată prin dispoziția primară 249-13-13 pentru buna funcționare a ședinței. Vă rog să faceți propuneri de către alegerea unui președinte. Domnul Profil. Propun ca președintele ședinței, domnul Ciprian Tăruță. Cine este pentru propunere? Mulțumim. Domnul Ciprian. Da, vă mulțumesc pentru propunere. Dacă permiteți, declarăm deschisă ședința din 19-12-2019, în care avem 5 proiecte la ordinea de zi. Am să le citesc. Proiect de hotărâre privind decontarea călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna noiembrie. 2. Proiect de hotărâre privind declinificarea bugetului local pe anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020. 4. Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1 prin reorganizarea serviciului al Comunei Strugari, județul Bacău. 5 diverse. Dacă mai avem propuneri la ordinea de zi, dacă nu, dăm cuvântul domnului primar să ne prezinte materialele. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Pentru. Împotriva. Abțineri. Mulțumim. Domnul primar. La primul punct de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind decontarea contravalorii călătoriei prin mijloace de transport pentru personalul didactic. La articolul 1 se aprobă decontarea contravalorii călătoriei prin mijloace de transport pentru luna noiembrie în sumă de 3.000 de lei. Care fiecare dată în atașat aveți bonurile de transport sau decontarea pentru cei care efectuează transportul cu mașina personală la 7,5 în funcție de distanța pe care parcurg. Am că sunt discuții. Dacă nu avem discuții la primul proiect sau ordinea de zi, îl propun spre aprobare. Cine este pentru? Domnul primar, al doilea punct. La punctul 2 de ordinea de zi, proiectul hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 2019. La articolul 1 propun aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019. Astfel. Și anume la transporturi cu suma de 19.000 lei. Sume care le-am primit de la Direcția de Finanțe Publice, ca și sume alocate din cote de partate pe impuls de venit pentru echilibrarea bugetelor. Dacă avem discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumim. La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020. La articolul 1 se propun impozite și taxe locale, precum și taxe speciale pentru anul 2020, conform anexelor 1 și 3. Tabloul cuprinzând cotele valorii impozabile, nivelul impozitelor și a taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local și este prevăzută în anexa numărul 1, care face parte din
prezent proiect de hotărâre ca anexă. La articolul 2, acum trebuie să fac mențiunea că în proiectul de hotărâre sunt aceleași chestiuni, chiar și pe articole. La articolul 2, spre exemplu, încadrare de lucrare pe zone din Dragnaș și Cazilan, în scopul stabilirii taxe și impozite, pe ranguri și zone. Zona A, rangul 4, Stugari, zona B, rang 5, Petecica, Iazna, Adișa, zona C, rang 5, Răgătișul, Cetățirea. La articolul de modificație prevăzută de codul fiscal, se stabilește pentru contribuabile persoane fizice, după cum urmează. Atât în cazul impozitului pe clădiri pe teren și la impozitul pe mijloace de transport, de 10%. Deci, așa cum a fost și anul trecut și cum ați propus dumneavoastră. La articolul 4 se spune că bonificația de 10% beneficiarii pentru bonificație trebuie să-și plătească impozitațiile până pe la data, până la sfârșitul lunii martie. La articolul 5 se propune aprobarea scutirii de la plata impozitațiilor locale a contribuabililor, persoane fizice sau juridice, care se încadrează în prevederea regulamentului de acordare a facilităților pe care le prevede codul fiscal. În cazul nostru, am discutat, se încadrează persoanele care sunt încadrate într-un handicap grav sau accentuat, persoanele care mai sunt încă veterani sau urmașa veteranii de război, și în celelalte cazuri care sunt prevăzute de codul fiscal și care sunt prevăzute la anex. La articolul 6, procedura prin modul de calcul și plata taxelor sunt instituite de codul fiscal, la articolul 486, legea 227/2005. La articolul 7 se propune aprobarea plafonului obligațiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane fizice și juridice, care vor fi menționați în lista care se vor publica trimestrial, până ultima zi a primei luni, mesul următor, celul de raportare, conform prevederilor articolului 162, alinea 2, litera 2, din codul de procedură fiscală. Pentru persoanele fizice, am pus 1000 de lei, noi am pus 1000 de lei, a stabilit anterior 2000 de lei, pentru persoanele juridice, 5.000 de lei. Adică cei care nu-și plătesc, suntem obligați prin codul de procedură fiscală, să nu plătim și să-i postăm. Să-i punem pe site, în monitor oficial local și în toate cotidienele. Da, pentru că sunt așa sunt niște lista rușine. Uite, ceilalți care își plătesc să vadă pe cei care nu-și plătesc. Și am zis plafonul să fie 2.000 cu 5.000. Nu? Nu știu dacă nu-i vor la 10, că nu sunt foarte mulți. Nu, eu cred că nu sunt chiar foarte mulți. Sunt foarte mulți care se încadrează de la suma asta. Marea majoritate a tinerilor care au rol fiscal doar pentru amenzi și care nu mai vine să le... Să faci copiii pentru bănuții care vin pe Dacă ați trecut prin valorile de impozitare pe metru pătrat, pe clădiri care sunt din beton, care sunt din paiantă, cum spunem noi, din piatră și bălăduci, piatră ăsta lemn și pământ, paiantă, domnul secretar poate vă zis, noi la nivel de localitate, anul ăsta s-au reușit să adune din taxe și impozite
o sumă de aproape de 5 miliarde de lei, care este bănos totuși. Noi speram să ne ducem mai bine de 80%, având în vedere că s-au făcut eforturi de colectare cu adrese la fiecare persoană și nu numai o singură adrese către cei care încă nu și-au plătit taxe și impozite. Impozitele, mă gândesc că se plăteau mult mai, eu știu, într-un procent mult mai mare, dacă nu era acea interdicție cu ghilimele de rigoare. Amenzi. Spun, cu amenzi. Prima dată amenzile și după aceea impozitele și taxe. Aici e problema, aici e problema cea mai mare, că dacă nu-ți plătești impozitul, impozitești acolo, amenda nu se majorează cu așa, dar gândirea legiuitorului a fost că până nu-ți plătești impozitul, până nu-ți plătești amenda. În cazul amenzilor mai mici, merge. Adică într-un cuantum mai mic, amenzilor merge. Pentru că dacă ai o amendă de 300 de lei, să spunem, și un impozit de 1000 de lei, te duci și îți plătești 1300. Dacă nu ai un impozit mic generat de faptul că acele construcții care se impozitează sunt impaiante și valoarea impozitului este mic, e taman invers la noi. Amenda este mai mare, impozitul este mai mic și atunci omul ce spune, ba, dacă luai banii pe impozit, plăteam, dacă mă obligi să plătesc cu amendă. Și acum mai este și chestia paradoxală, că sunt cetățeni în vârstă, noi să știți că cetățenii în vârstă în primele luni ale anului vin și plătesc impozitele, dar sunt cetățeni în vârstă care sunt acum deținători de autoturisme. Nepotul, nepoțica, băiatul, pe numele lui. Da, un exemplu, Dărlea Mircea, el înregistrează, omul și-a amendă. Nu își plătești nepotul sau fiul, părintele sau bunicul zice la ce Dumnezeu să-i plătesc că a luat în amendă, și uite că așa rămân câteva poziții insolvabile. Dar nu știți, datoria nu s-o poți face în totalitate, în momentul care nu ești ajutat. Dacă contribuabil în felul ăsta nu pot să plătească impozitul, pentru că mai sunt poziții, multe poziții de recuperare. Nu trebuie să uităm și faptul că la recuperarea amenzilor, numai amenzilor care sunt înregistrate la fisc, cred că s-ar fi adunat în piața bani care am adunat stat și impozitul. Asta știți că la amenzi depășește undeva de ale 450. Eu aș vrea să intervin aici. O să știți că au fost din 90 cea mai bună colectare comunistă. Și chiar cu partidul și financiar de parte, pentru fericit. Am avut colectare așa de mult. Și o sperăm la anul să colectăm și mai bine. O să strângem lucrurile mai bine. Și sperăm, gândiți-vă că s-au încasat 5 miliarde, la nivelul comunistului. Dar este o sumă, zic eu, regulă. Având de vedere, anul ăsta au săvârșit 5 miliarde. Nu, s-au încasat datorii sau... Nu, s-au încasat impozite și taxe locale, inclusiv accesoriile, stanțe și alte lucruri. Accesoriile care sunt și niște datorii. Da, bine, că sunt și mai fost și chestia asta cu legea asta care spune că... Nu, dacă pe neplăcuta mea surprindere, pe ordonanța de urgență, dacă vă spun că au fost 4 cazuri, 4, dintre care 3 m-am zbătut eu ca să fie. Deci mai multe hârtii consumate, oamenii nu au conștientizat ca un avantaj și chiar au rămas neplăcut surprindere. Degeaba încerc să vinzi o mână de multe ori, că dacă nu ce se refuză, ordonanța respectivă la oameni cu bani e, a fost foarte bună. Deci la oameni cu bani și care au observat că
nu se scot din buzunar, erau la bani jumate, ca să fim mai realiști. Și la bani jumătate, pe o perioadă de 2-3 ani de zile când nu s-a plătit, erau chestii super, ca să fie pe zero. Dar cei care s-ar fi încadrat, sunt și cei care bănuți, deci fără venituri curente. De aici am o dat curs ordonanții, adică să fie avut un avantaj. Dacă era domnul Dărlea Mircea și avea un puș bani deoparte acolo dintr-o afacere, nu și-a plătit cu taxe și impozite atâta timp, acum venea ușor. Bă, trebuia să fi dat un recurs de 100 de mii de lei, mă duc și dau acum 40. Era o chestie... A fost care... o chestie? Nu, o întrebare acum. Nu. Hai, nu vreau frumos la discuție. Nu vezi la discuție. Acum, discuții la marginea proiectului. Așa cum a stabilit și de altă dată, astea care sunt taxele, care dumneavoastră de fiecare dată la munții erau 500, am rămas cu 500, 300, 100, praznici, 100, alte activități. La impozitul, la certificatul de urbanism, poate ați auzit și la radio și la televiziune, sunt la fel. Pentru că era chestia că la 6 lei trebuia să mai pune 28 de bani. Și la valorile care s-ar fi dus peste, adică nu s-ar fi dus majorări semnificative. Semnificative, da. La taxe și impozite pe autoturisme, le știți, dacă ne aflăm până în 2000, la 10 grupe, a 200 de centimetri cub, avem o taxă pe impozit, avem o impozitare la, la o mașină de până în 2000 de centimetri cub, de 1800 de lei, de 180 lei. Adică 10 clasă ori 8? Adică 1.800 de lei. Asta e 1.000 clasă. Și pentru cei, și pentru cei care, că sunt oameni care au avut mașinuțe și au venit și cum domnule seama atât de mult de plată? Cei care au între 2.000-2.600. 72 de lei. 72 de 4 ori. Da? Și scuzați-mă, de la până în 3.000 de centimetri, 144 de grupă. 144 ori 15. În jur de 22-25 milioane. De BTO. Adică trebuie să... Cu cât mașina? În funcție de venitul fiecăruia și mașina... Apropo, noi să nu ne-am stabilit noi. Un sticlat fiscal. Venite de sus. Numai că poți avea 10% reducere dacă plătești până la 3,5. Da, corect. Și dacă vreți o mașină mai cu termenul de 3.000, 2.900. Da. Clasă. Grupa, cum vreți să le spun. Deci, dacă sunt mașini mai puternice, și... Nu, ne-ar bucura și ei cât mai mult mașini este. Nu prea avem mașini puternice. Nu avem noi, dar da. Nu sunt oameni nici potențiali așa. Bine, dacă nu ne situăm la comunele Bitofi, acolo noi ați văzut și niște mașinuți care, mai spunem noi, gipane. Da. Adică au 4.000. 4.000, 5.000. La soțiune, că-i bine, la curte. V-am zis, în funcție de capacitatea și puterea financiară a fiecăruia dintre noi. Că mai sunt și copilași care se duc, cumpără, o văd că este frumoasă și mare, dacă vin să vă arăt cât au de plan, o radiază imediat. Nu, lasă în bol. Pentru mașinile agricole, știți care este problema, 90-45 lei în funcție de tractor. Și cam atât. Având în vedere că suntem conștienți și știm la care sunt nivelele față de anul trecut și majorarea de semnificativ. O zi, dar ne-ai fost la tine. Da, la discuții, domnul... Eu aș vrea să spun, domnul primar, a spus referitor la oamenii care vin și vreau să
Decât să nu iei nimica, eu zic să plătească puțin și din amendă. Deci să plătească și din, nu s-ar putea. Nu, până nu atiți debitul de care era la amendă, nu te poți duce la casă și nu poți duce la casă. Și de asta nu pierd timpul, asta e legea. Legea nu de asta e legea. Da, haide să vă mai spun o chestie. De, păi legi. Probabil cei care sunt acum la finanții o să vadă chestii greșeală și de practic, zic și eu, dar nu văd nici o mișcare în sensul ăsta. Și vă mai spun încă o chestie. Noi când cumpăram mașini din afară, ziceam să le, așa, le duceam cu taxe de mediu, da? Te duceai și plăteai numai jumătate și te înregistra. Dar ai făcut tot? Într-adevăr o să facă ceva, pentru că am mai povestit noi aici, am mai discutat și vrute și nevrute și știți că am discutat odată că era prevăzut faptul că atunci când nu-ți achiți amende la nivel de primărie, organele abilitate vor face tot ce înseamnă să-ți oprească mașină sau certificat de matriculare. Dar se va face și aia. Și la carnet, așa. Aia, să vine tot ce rău. Tot ce rău, domnul primar. Mai grav ar da o lege, ar da o lege să-i cum s-o da la pușcăria și ăștia care vor te primi, și spune, domnule, cum a făcut omul abate? Dar nu-i pericol public. Ține tu ce-mi fie la amenda asta? O regulă în ceea ce vrește codul rutier, te-ai dus, ai luat o amendă, te-ai dus, ți-ai plătit-o la jumătate sau dacă nu ai reușit treabă. Și ne-am făcut toți datoria, suntem curați în sensul ăsta a plăti datorii din ceea ce crești. Dar cred că statul, prin legile care le face, caută ca să aibă ordine și fiecare să fie responsabil în direcția lui. Și dacă eu îmi fac datoria față de stat și față de concetățeni și dacă am greșit când cu amendă de 100 de lei, mă duc și completez, nu știu, e normal. Nu vrea că e mai generoasă, dar cei care... Așa e. Are, poți să ia amendă fiecare zi și unul doi ca. Trebuie să facă ceva cu viața lui. Când vrei să faci ceva cu viața ta, trebuie să te angajezi, trebuie să faci ceva și atunci statul te prinde. Domnul Hacaz, poate spun într-o zi. Eu aș... Dar vrei să nu-ți poate face copiii pe... Aș vrea să spun că a fost excelenta taxa pentru praznice să fie gratuită. Taxa pentru? Praznice să fie gratuită, dar dacă așa se consideră, mai e o altă problemă care văd gravă și nu se pare corect. Ce am citit așa, spicuit, e că persoanele care au grijă de o persoană cu handicap pot fi scutiți de o mașină de un autoturism. Deci mașina, dacă are un motor de 5.000, deci eu, exemplu, plus asistent personal la o persoană cu grad de handicap, eu o scutit de acea mașină și acolo nu mi se pare corect. Dar nu cred că e interpretat. Deci, domnul secretar, eu vă spun... Dar nu avem clas de ce vreau. În comunat cu grad de handicap, adică persoane, deci acolo, la persoane scutite. La ce articol de dacă dat să faci mai dar dacă aș fi avut ăla, aș fi atins acolo. Se uită, dacă sunt... Deci, dacă sunt... Dacă codul fiscal se poate face facilitatea, ce se face? Nu, codul fiscal prevedea o chestie. Dar codul fiscal poate fi asistenții de acord sau nu? Da, dar nu pentru asistent, pentru persoana cu persoana cu handicap. Cu handicap. Deci, mașină... Dacă așa e manipulată persoana, așa e. Și care este mașină care este dotată. Deci, nu am înțeles ce am spus acolo. Nu, 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 persoana care întreține. Nu așa, dați-l la mispar. Și persoana care, dar trebuie să fie mașină dotată pentru persoana... Alea la mârte și nu mai era...
au schimbătorul la mână, la ambreiajul la mână, acel lucru. Dacă nu se încadrează, mai vreau acolo. Dar n-ai nimic la mine. A fost emisiuni la radio și la televizor pentru persoane. Zice, domnule, eu sunt persoană cu handicap, îți mă deplasez în scaunul cu rotile, mi-am adus o mașină așa, nu pot să mi-o plătesc, dar pentru faptul că nu am venit. Și atunci, probabil, codul fiscal, hai, lasă fie. Aici se poate de acord că trebuie să fie pentru persoana care are grad de handicap și beneficiază mașina de asta, dar pentru... Hai să citim și să vedem să fie transparent. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru A. Mijloacele de transport aflate în proprietate sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilă. Deci trebuie să fie proprietatea văduvii nerecăsătorite. Nu avem rămașă, dacă ai... Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accidental, a persoanelor aflate, deci proprietate sau coproprietate. Ce înseamnă coproprietate? Pe perioada în care au proprietate cu soț-soție. Pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane creadate pentru unul de egalitate pentru un singur mijloc de transport. Deci vorba dacă, cum e la noi, Vasile Crăciun ar avea o mașină, el ar fi scutit. El. Personal. El personal, personal. Dar nu persoana care îl îngrijește scutit. Așa am înțeles. Și îți mai pot citești, decretul legislativ, deci de... Care? Și se de interpretat. Nu, dar spune și de persoana care... Spune și de ce care ce păi sunt cazuri în care sunt persoane care, efectiv, nu se pot deplasa așa. Vedeți că persoana care are... Persoana care au îngrijire de stare legal, deci cu problemă, nu cu un contract individual de muncă. Deci persoana care are contract individual de muncă... Ce mai faci? Este la notar și face puternicere. Poate, poate și la domnule. Asta vreau să spună. Dacă persoana institui ca reprezentant legal al persoanei cu handicap, da, dar în baza unor comisii, nu e atât de simplu o persoană cu handicap trebuie să iei cineva discernământul, să meargă, nu poate oricine să facă lucrul ăsta. Deci e vorba din soțitor. Corect, la asta mă refer la secretar. Da, dar secretar care? Pentru ăla cu handicap, poate să fie scutit de taxe, cum ai spus, cu factură, poate fi scutit. Da. Pe perioada când au îngrijire, supraveghere, ca virgulă, calitatea de reprezentare legală. Păi da, și de exemplu... Calitatea din salariat nu este de reprezentare legală. Dar poate, de exemplu, eu sunt reprezentantul unei ori. Și el, eu mașina mea, o scutesc când e reprezentat și grad de handicap. La legerea muncă specifică, la legerea contribuabilă, persoana cu handicap, în baza pe expertise tehnice de medicină legală, care spune că are niciodată de afel, spune, da, în institutul lui, rămâne cu șeră, cu la piele. Nu e cazul nostru. Dar nu că dacă ești de afară, o persoană cu handicap să are o mașină, e scutit. Nu, dar cum, de exemplu, mai dat de exemplu, bineam la trebuie. Dom'le, să înțelege că se poate. Se poate. Adică... Dacă ai se poate. Asta, nu mi se pare mie, eu nu te-am făcut. Da? Nu, 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 nu avem probleme noi. Să avem probleme la noi, da. Decât scrie România, să pune cazul de la te-a fost. Dacă este persoana au de vehicule acționat electric, asta sunt scurtele acolo. Dacă are 100% la vehicule electric. Da. Haideți că mai avem un punct și după aia avem iar și scurții. Deci cum ați înțeles, da? Haideți să punem la vot. Să poate ajunge. O să vrea mult să studieze în detaliu. E super, poate și deci este portiță. Ai greu de evaluare, la 90 de ani spun eu, e greu să-ți facă discernământul. Nu e atât de simplu. Să nu se spune. Aia avem vascularea și paralizat, ce mie, ce poliști, ce mai spune, ce nu ai discernământ. Da, dacă îmi permitiți, la punctul 4, am citat o să supunem la aprobare. Da, supunem la aprobare. Impozite. Deci noi avem serviciu voluntar de situație de urgență. La punctul 4 pe lumea de zi, proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal are
SVS-ul de tip V1, adică ale Serviciului Voluntar pentru Stație de Urgență, de la Comuna Sfârgari, județul Bacău. Aici avem expunerea de motive a domnului, cred că v-ați uitat peste ele. Avem organigrama unde avem un șef de compartiment pentru situații de urgență în persoana domnului Videcu. Organigrama arată cam în felul acesta, unde se duce de sus în jos, fiind unul încadrat pentru SVS-ul Sfârgari. El comandă, el execută, după cum spun, după cum spunem noi, pentru cei care am făcut armată. Dar sunt șeful serviciului are în, șeful serviciului are în subordine, să spunem așa, specialiști de prevenire, șef de formații de intervenție, echipe specializată, servanți, pompieri, șef de echipă specializată pentru alarmare, pentru stingere de incendii, da? Apropo de chestia asta, ieri a fost un eveniment de genul ăsta, cu foc deschis la o gospodărie. Domnul de la SVS-ul și-a făcut datoria. Organigrama prevede faptul că în subordinea dânsului sunt niște voluntari. La nivel de localitate, de Comuna Sfârgari, noi suntem un serviciu de... de formulă, ca să spunem așa, V1, că suntem sub 1000 de gospodării. Și asta înseamnă că avem obligații de achiziționare mașini de pompieri, salvare, ambulanțe, anumite echipamente, dar o populație ridicată, trebuie să creezi la nivel local o intervenție de o natură mai complexă. Ca și structura SVS-ului, când te uiți, tu te conduci după un anumit plan de apărare, distinția în incendiu și, și o anumită organigramă. Și tot regulamentul de organizare și funcționare are un ghid după un ordin al ministrului. Deci nu e joacă. Ce v-am citit acolo? În momentul cataclismului. Sunt la 1-2. Minutul ăla trebuie să convoci și voluntarii. E echipa de voluntariat. Ai, până vin instituția statului specializată, trebuie să faci și demersul. Doamne, ferește, să n-aș fi niciodată. Domnule, n-aș dori la nimeni, dar uite, eu am luat parte, sau și dumneavoastră, în satele în care și-am luat parte la diferite incendii și te duci, sac, dai o mână de ajutor la fiecare. Faci și voluntariat. Ar fi bine să fie un voluntariat de ăsta specializat, ceea ce ne depășește pe noi. Noi avem niște voluntariat, voluntari, vreo 12 sau cât avem, 10 voluntari, așa, care sunt băieții care știm că săritori la o nevoie. Alu, ești fetent, echipează-te repede, vino și hai să mergem, este un eveniment, este un ultimul la cutare. Și a primat și-o. Este ordinul, dumneavoastră, dacă noi suntem servicii de tip V1, care s-ar adresează OAT-urilor cu sub 1000 de gospodării sau clădiri de locuit colective. Serviciul de tip V2 sunt între 1000 și 3000, serviciul V3 sunt peste 3000 de gospodării. Pentru cele de V2, V3 trebuie să aibă auto special de stingere și așa mai departe. Dar noi suntem într-o zonă mai jos unde încă nu ne pune ordinul ăsta a ministrului ca să facem... am văzut că la nivel de pompieri s-a luat o auto specială de stingere care a costat 1,3 milioane de lei. Și 1,3 milioane de lei se duce la o sumă prea mare ca să fie bugetul nostru pe vreo 3-4 ani.
Discuții, vă rog. Acolo ordinul prevede că trebuie să avem și noi totuși motocompe, anumite sisteme. Sistemele astea de stingere, de intervenție, costume anume, sunt prinse. Chiar domnul Nedeltu și-a făcut un referat de necesitate și după cum am văzut, cred că o să îi trebuie un buget de vreo 20.000 de lei la urmă. Ceea ce noi nu prea am alocat așa în 20.000 de lei, am alocat în 5.000, 6.000. Dar, cum toate lucrurile am făcut încet, ne-am dotat cu... Am cu câteva din cele ce prevede ordinul ministrului, n-am cu câteva și sperăm să ajungem la nivelul care să completăm necesitățile. Domnul Vaca. Eu vreau să întreb dacă sunt distribuiți cu toată raza comunii, fiecare sat prin voluntar, cel puțin prin voluntar. Da, noi ne-am orientat cam în fiecare sat să, să fie prins câte un cetățean, că el este mijlocul nostru de de legătură, de comunicare. Și altceva, dacă acei voluntari, în caz de... Doamne ferește, sunt fixat, au asigurare ceva? Au niște facilități. Da, prin contractul de voluntariat care îl facem, adică redefinim, refacem, practic, am avut contracte de... Noi, ca și consultate, plătim asigurare pentru ei. Adică... Asigurare de viață. Asigurare de viață. În cazul intervenției. Și dacă se dovedește acolo să se întâmplă accident, în cazul intervenției. Și în perioada intervenției se dă o contraprestație. Și acolo este prevăzut că pentru cei care vin și voluntarii care vin și execută ori de muncă, da? Ora de muncă este prevăzut undeva la 25 de ori de persoană, de voluntar. Adică, adică îi fac un lucru benevol, uitați, dar până la urmă sunt conștientate. Uitați cum, precum și acordarea unor depuneri care beneficiază voluntar, control medical anual gratuit, hrană gratuită de echivalent la cel puțin 2000 calorii în cazul operațiunilor de peste 4 ore, compensații în bani pentru perioada în care intervin, 25 de lei pe ore pentru orele prestate în afara programului. Aici este chestia numai la foc deschis, da? Doamne ferește, la foc o margine de pădure sau o inundație sau orice ține de serviciu de... Asta de înseamnă urgență, că să dăm noi foc la... De urgență. În momentul în care... Au fost ca... Nu, dar sunt... Ar fi bine ca să fie un cetățean care au avut, sunt armată, făcută, că sunt formă învățată. Domnul Ionic, oamenii, cetățenii care au armată făcută, nu vrea să vină la voluntariat. Și hai să uităm o urmă. Știu că cu anii în urmă, ți-l eram și noi ca și consilier local, făceam parte din serviciul voluntar. Aici e bine. Voluntariatul nu ai incompatibilitate. Are funcții. Președintele României, a fi voluntar, pleacă din tine. Din ajuns. Din inițiativă. Poți să mă primară. Din ține dacă mai sunt discuții. Dacă nu mai avem discuții, supunem la vot. Proiector, cine este pentru? Mulțumim. Punctul 5, diverse. Păi la diverse n-am trebuit să discutați nimic altceva decât de faptul că ne-am întâlnit, am fost sănătoși 12 ani zile de anul. Fiind luna decembrie, fiind ultima ședință, sperăm anul ăsta să fie vreuna extraordinară. Nu mai este. Din diverse motive care se pot ivi, nu neapărat de rectificări sau nu știu ce. Așa... Având în vedere că am fost sănătoși, ne-am prezentat la ședințe și am discutat și cu opozabil și am fost de acord cu diferite proiecte. Eu, cel puțin, consider că a fost un an benefic pentru noi, din toate punctele de vedere. Și nu pot decât să felicit Consiliul Local și să vă dea Dumnezeu sărbători fericite. La mulți ani suntem în 2020. Spunea unii an cu soț pentru femei și an bun pentru bărbați.
Dar, în definitiv, la mulți ani pentru toată conducerea Consiliului Local, pentru la mulți ani tuturor oamenilor din comună. Mulțumim, domnul primar. Dacă mai puteți să ia cuvântul. Și eu. Domnul Maciucă. Mulțumim, domnul primar, pentru urările făcute. Mulțumim pentru sprijinul care l-am acordat noi în conducerii primăriei prin votul nostru pentru propunerile care au fost făcute de-a cursul tot anului ăsta. Cred că a făcut niște realizări foarte bune în comuna Stugari, începând cu cișmele, cu poduri, cu toate cele, drumuri aranjate, toate cele. Urez ca pentru anul viitor, la fel, dacă nu mai bine, să pășim pentru 9 ani cu pași voioși, să fim mai buni unii cu alții și Dumnezeu să ne ajute. Da, mulțumim, domnul Maciucă. Și eu vreau să urez și Consiliul Local de Sănătate, și domnului primar, și cetățenilor comunei Stugari care ne-au ales și să fim noi aici ca și reprezentanți ai dreșilor. Așa este. Eu a fost un an foarte bun și din punctul de vedere al agriculturii, tot ce înseamnă lucruri bune pentru oameni. Acum, să dea Dumnezeu să fie un an mai bun și la an. Vă mulțumesc, doamne. Mulțumim. Și eu, probabil, vreau să mulțumesc la asta, la conducerea Consiliului Local, pentru realizările care le-au făcut acest an și multă sănătate și îi urez lui domnul primar că mare bucări va luni și bine a luat mai mare. Așa vine ale... Nu, luna va anul care vine. Deja... Alegeri locale și îi deja o ia cu propaganda electorală. Succes în continuare. La toată lumea, de toată lumea. Nu știu. Da. Și la mulți ani. Dacă îmi permiteți, declar închisă ședința, ultima ședință pe 2019, cum spunea și domnul primar. Vă urez la mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți. Doamne ajută! Mulțumim! Acum, în afara...